Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit într-un nou episod. Chiar început de octombrie, 2 octombrie astăzi și ghiciți cam pe unde suntem. Din ce vă dați seama ce e aici? Piața de mașini din Arad. Exact. Și ce avem noi aici? O nouă etapă o să urmeze. Exact. Pentru că am făcut o achiziție și anume în 3... Doi, în 2, în 1 și avem aici un Opel Vivaro și câinii ne acompaniază pe fundal. Prea multe nu vreau acum să vă dezvălui, ci hai să punem numerele roșii și să o scoatem de aici din piață, să mergem un pic la drum cu ea. Hai să începem cu numărul din față. Scoapte astea, da, sperăm să țină. Mă, oare ăsta e numărul pe față? Sau ăsta alalt? Ha, ha, ce-mi plac glumele mele. Îl știți voi pe Robert cu glumele lui. Fața e gata. Să mergem și pe spate. Parcă altfel arată acum. Și oficial avem numere roșii. Numere roșii, bineînțeles. Abia ieri a fost cumpărată. Astăzi deja avem numerele roșii. De aproximativ 40 de minute am primit un mesaj că peste o lună și vreo 2 zile parcă, sau când, nu știu. În 8 noiembrie va merge la RAR. O lună și o săptămână, mai exact. O să fie RAR-ul. Până atunci trebuie să umblăm cu ea. Să vedem dacă e tot în regulă, dacă mai avem de făcut mici chestii la ea. Dar până atunci, cum v-am zis, hai să-i dăm o cheie. Și un mic indiciu. Ce facem cu ea? Exact. Lăsați comentariu. Hai să vedem prima cheie pe ziua de astăzi. Da, bun. De codo. Direcția benzinărie, pentru că îi pe roșu, roșu, roșu. Hai la benzinărie, îi facem plinul, cu ocazia asta vedem și câți litri are rezervorul. Bun, am ajuns la MOL, pentru că o să alimentăm cu motorina aia Diesel Plus. Și ce mai am pentru prima tură? Pentru că nu știm exact ce viață au avut. Mi s-a recomandat un Liqui Moly din ăsta la 60 de lei pentru întreținere și curățare a injectoarelor. Nu știu exact cât are rezervorul, 70, 75, 80 de litri, asta e recomandat între 45 sau 50 de litri până la 80 de litri maxim. Deci asta la un plin e numai bun. Hai că prima oară îl bag ăsta și după aia alimentăm peste. Așa. Na bun, n-aia ca ce scor. La atâta s-a oprit pompa, deci probabil rezervorul de 90 de litri. Acum cu soluția aia n-are nimica că e la limita de sus, că oricum motorul merge frumos, toarce bine, e doar preventiv i-am dat acea soluție. Bun, mă duc să plătesc, să nu creadă așa de mult că plec. Bine. Și sperăm că rezervorul ăsta ne ține și la anul. Da, hai de pui mie ce scorul. Niciodată n-am băgut asta. Da, da, da. Deja am ieșit din Arad, avem fix 30 de kilometri făcuți de la MOL. Am jucat un pic cu tempomatul, îi vis. Asta îi a doua mașină la care m-am uitat online și prima care am văzut-o fizic. Și a și rămas. Am mai văzut una în Timișoara, tot modelul ăsta, doar că era Renault Trafic, Opel Vivaro Renault Trafic. Bănuiesc că știți, e același lucru. De fapt, Renault Trafic e baza și Opel Vivaro e pusă sigla. Era varianta lungă, asta e varianta scurtă, exact gri
tot 2007, tot Euro 4 km, tot pe acolo, ăsta are 195.000, ăla cred că avea 218.000. Deci în mare parte același lucru, doar că mașina asta are tempomat. Are, știi ce are, să vă zic, pe sus pe șiria ce are acum, știți ce vreau să vă zic numai? Țineți minte în episodul din Norvegia, când ne plimbam noi cu motorul, mergeam spre Geirangerfjord, fjord, dimineața aia faină, și am zis, uitați ce faine sunt dubele alea acolo parcate, camperele alea. Într-o zi o să avem și noi dubița noastră și vom reveni în Norvegia. Uite, asta înseamnă camping. Da, facem noi în viața asta acum în următorii 2 ani, să zic maxim. Uite, ori o mașinuță din asta, uite așa ceva. Și făcută numai cu un pat, un panou solar, o baterie. Și venit înapoi aici și făcut toată bucata asta, toată Norvegia, Finlanda și văzută altfel. Atunci făcut trasee pe jos. Numai cu motocicleta trebuie să profiți să vezi tot ce poți vedea din punct de vedere așa terestru și nu știu, tot ce drumuri înguste, nebunii. Și cu mașina e fain efectiv să vii să stai te nebunii de locuri din astea cu zilele, să te plimbi pe jos, să savurezi. Toate la timpul lor, le luăm treptat. Am făcut un sacrificiu foarte mare, dar atâta din vis deja îi gata îndeplinit, dubița o avem. Peste o lună să vedem cum o fi cu reareu, după care ne apucăm de, putem spune, convertit. Eu nu vreau să-l numesc așa tot procesul, pentru că o să vrem să facem dubița foarte așa basic. Da. Nu vrem dulapuri, nu vrem, eu știu ce, chiuvetă și duș și tot felul de lucruri din astea. O să vrem un pat, o să vrem o instalație electrică, panou, invertor, baterie, care să-mi ducă laptop, să ne ducă un frigider, becurile. Dar ce v-aș ruga, cei care aveți deja experiență în domeniul ăsta, lăsați-ne, vă rog, un comentariu cu povestea voastră, cum ați început voi să fiți cu camper van, cum ați face voi o mașină din asta, dați-ne sugestii, idei. Pentru că noi acum colectăm, noi acum adunăm informații, exact, și când ne apucăm, deja să fim cu lecția învățată, numai să-i dăm bătaie, să ne apucăm de izolație, de făcut. Și nu doar asta. Ce părere aveți că am devenit dubițar, cum exact zice Robert? De fapt, am devenit și dubițar. Pentru că o să continuăm cu puiul, adică cu motorul. După ce vedem mașina în regulă, pusă la punct, tot impecabil pe ea, o să facem o tură, cel mai probabil, zic eu acum că nu știu, prin țară. După care, în funcție de buget, vrem o remorcă, o remorcă moto. Deja am pus ochii pe una, în jur de 5.000 de lei ar fi, strict pentru o motocicletă, și cumva se și basculează un pic ca să-ți fie foarte ușor de dat jos și de urcat motocicleta. Aia e pentru mine important, pentru că așa remorci moto sunt multe, dar nu se basculează deloc. Efectiv trebuie să te cațeri cu ea până sus și nu prea-mi place ideea. Și acolo, dacă aveți sugestii, remorcă pentru o motocicletă, cât de ușoară, cât de practică, cât de faină, lăsați-mi, vă rog, link-uri, comentarii cu tot ce aveți, că le voi studia. Da, va fi interesant. Noi, de fapt, acum ce facem? Dăm o tură de județ. Efectiv, i-am făcut plinul și facem Arad, Sântana, Pâncota, Șiria. Vrem să urcăm și până sus în zona aia de cetate ca să vedem un pic și cum urcă, ca și cum am face niște pasuri, serpentine. Iar acolo o să vă fac un tur al venului, unde o să vă spun ce dotări are. Arată-le, te rog, la oameni pe geam unde mergem noi. Acolo. Ce ziceți, ce fain e afară? Deja e ora 3:20. Nu știu cât o să ne lungim astăzi, poate o să se și întunece un pic. Sunt curios și cum bate farul și așa mai departe, când am testat-o seara. Suntem foarte entuziasmați. Da, e interesant. Mie oricum îmi place ideea de dubiță, pentru că eu în perioada aia 2016-2017 am lucrat la prietenul nostru, la Mihai, la Machi. Am fost pe două craftere, crafterul ăla mare, cel mai înalt și cel mai lung, și crafterul ăla scurt. Și făceam
250 de kilometri pe zi, cam așa. Și cât am lucrat la ei, cred că am făcut în total vreo 70.000 de kilometri. Și atât m-a plăcut, da, atât de mult m-a plăcut. Faină senzație, ești mai înalt, vezi foarte bine în trafic. Mașina se comportă fain, așa cumva, barcă, cum o numesc eu, nu te scutură. Dar partea cea mai interesantă e că te poți campa prin țările astea unde scandinave, oriunde, locuri faine, lacuri, asta ne interesează. Ce am văzut ieri, când ne-am uitat pentru Tirol, pentru zona da, aia? Pentru că eu sunt nebunită cu Tirolul, cu Innsbruck-ul, sunt parcări unde și gratis, dar și unde plătești 10-15 euro. Baie, da, dușuri baie, sau WC-uri, da, curent, Wi-Fi, da, toate ți le oferă. Numai n-ai condiții ca de un camping, dar așa o parcare mai dezvoltată cumva. Da, și era așa în pădure. Interesant. Și gândiți-vă că da, acum vă dau așa numai un mic spoiler, pentru că toate detaliile le veți primi când voi termina de postat tura din Norvegia. Dar noi pe 50 de zile cât am fost plecați, din care am stat, cred că 11 sau 12, ceva de genul, am stat gratuite, cred că am plătit în jur de 1500 de euro, doar strict cazare. Imaginați-vă că din 1500 de euro, poate mai plătești 200, că te mai duci din când în când la un camping cu 10-20 de euro. Dar de restul, câtă motorină bagi, câte locuri poți să vizitezi, contează. Da, și una e să stai pe marginea lacului sau undeva, exact, sau vale. Tu dacă mergi la o cazare, dai 100 de euro pe noapte, dar ești la cazare aia. Cum, de munte. Cum ți-o da priveliștea, exact, unde îți bate balconul, aia vezi. Dar tu cu mașina te duci și poți să stai, v-am zis, în Norvegia, e impecabil de faină. Da. Ne auzim sus pe șiria, de fapt, la urcare, ca să vedem ce faină e urcarea. Am început urcările, localitatea Șiria merge spre cetate. A treia, 2400 de ture, pantă, nu știu câte grade, dar pantă bine de tot. Au refăcut drumul aici, reasfaltat complet. Foarte fain. Am aici, ne simțim așa, ca pe drumul ăla din Norvegia, că sunt guste, surcări, stana. Ne obișnim cu viața de dubițar sau de camper van, ca să sune mai elegant. Uite un cățel acolo. Cred că putem opri aici undeva. Da, știu unde vreau să opresc. Unde? Sus, da, la pe platou acolo eu. Da, 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 știu. E o fostă cabană, o fostă clădire acolo. De acolo se și vede frumos. S-au înfundat urechile că urcăm la vreo 400 de metri. Merge foarte fain, chiar urcă bine. Aici, aici. Aici, dar nu coborâm acolo, nu, nu putem. Putem. Doar aici. De aici vedem super fain cetate. Uitați-l acolo, arată, Robert. Da, și acum e momentul să vedem dacă prinde și frâna de mână cum trebuie. Hai să vedem. Dacă las mașina, clar pleacă. Că trag frâna de mână, stă perfect. Hai să o lăsăm pornită. Îmi iau la valiera de pe centură și o lăsăm cu farul cu tot aprinse și hai să încercăm să facem un mic tur. Sperăm că stă. Stă, stă. Dacă nu, pleacă până în hău. Ce vreau să vă arăt? Că suntem deja aici. Tempomatul, uitați cât e de fain. E activat. M-ai oprit. Vedem în bord kilometri. Până acum am făcut 5-5. Aici sunt ceva comenzi pe volan strict pentru casetofon. Ce nu am înțeles, poate cunoașteți voi mai bine. Aici ar avea calculatorul de bord, dar dacă dau pe el, îmi zice no function. Știți cumva, se poate, nu știu, activa de undeva, e o setare ca să mă arate gen kilometri rămași, cât poți să faci cu carburantul sau consumul sau chestii din astea. Avem aer condiționat, AC-ul, 6 trepte,
plus marșalierul. Aici am ceva Bluetooth. Trebuie să-l văd, că nu l-am testat până acum, nu știu exact cum funcționează. Cam astea sunt chestiile înăuntru. Să dau de ecran să mă și văd. Mașinuța se prezintă în felul următor, aș vrea să vă arăt și sub capotă. Treia ștafeta. Și ce avem noi aici? Un motor de 2 litri, 114 cai putere. Din punctul meu de vedere sună chiar foarte frumos. Vreau cât de curând să-i fac toată revizia. Schimbul de ulei, filtre. Vedem farurile, din ce văd o să trebuiască să le schimb, că ăsta pare albastru și ăsta pare galben. Deci primul lucru o să comand, de fapt mă duc la un magazin de piese auto și iau două faruri la fel. H4 pare a fi. Avem halogenele de ceață. Cum spuneam, este varianta scurtă. Avem geamul ăsta mare pe spate. Avem ușa asta, care pentru noi contează foarte mult, că avem deja copertină gata făcută. Aici poți să vii să stai cu scăunuț. Uitați cât e de frumos interiorul. E chiar e curat, chiar am zis că mare lucru nici nu o să-i facem, doar le dăm jos. Izolăm. Izolăm tavanul, pereții. Aici ăsta e un plastic cauciucat cumva, ăsta se ridică. Izolăm pe sub și îl curățăm și îl punem înapoi, că ăsta chiar e fain. Partea aia de acolo cel mai probabil nu o să o scoatem, ca să rămână autentic auto-utilitară, să nu se poată lega de noi, că na, o convertim cum ar veni, că să nu suntem omologați ca și camper van. Am văzut că e o procedură destul de complicată și trebuie să îndeplinești tot felul de condiții. Trebuie să ai înăuntru pat, instalație electrică separată, din astea sanitare, chiuvetă, băi, adică WC, un duș. Deci trebuie să îndeplinești niște condiții făcute după niște standarde. Dar noi atât timp cât ne facem doar un pat, ne cumpărăm un frigider, punem o baterie, un panou solar, un invertor. Noi ne-am gândit să facem patul aici, suspendat, aproximativ un metru, și să mai gliseze afară încă un metru. Deci să avem cam 1,90 să avem patul cu două saltele. În momentul în care glisezi înapoi, pui cele două saltele una peste alta, poți să stai frumos în pat, lași ușa deschisă, ai această priveliște. Chiar și aici e frumoasă, nu trebuie să mergem neapărat până în Norvegia. Și cam asta e treaba. Cum am zis, chiar aștept sugestii de la voi, orice informație ne ajută, de orice natură, pentru că noi suntem la început. Hai că și eu oprim să o lăsăm un pic să se mai odihnească, că nu o să mai aibă rost să mergem până sus. Aici mă și întorc. Ah, ce să zic? Patru cauciucuri noi, cât de curând. Astea deja sunt uzate, cred că vreo 70% zduse. Cauciucuri, schimb de filtre, o revizie. O să vreau să duc săptămâna viitoare la cineva, la un elevator, să vedem pe sub cum se prezintă direcția, discurile, plăcuțele. Cu astea nu ne jucăm. Punem totul nou dacă e necesar. Dragilor, noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și de această dată și vă țin la curent. Încerc să filmez procedurile care se întâmplă în ea. În curând mă vedeți șofer de dubiță. Da, ea are permis, dar o să conducă, cred că numai așa, prin locurile alea mai retrase, în zonele alea faine. Orașul nu-i place, ea, e nebunie. Da. Atunci când Robert ne filmează cu dronița. Exact. Vă salutăm și să ne auzim de bine. Stați aproape. Ciao. Ciao.